organizații care au luat cuvântul pe tema legii minelor avansau argumente dintre cele pe care oamenii, adică argumentele noastre, pentru că le recunoșteam, vedeam sintagmele, expropriere în interes privat și așa mai departe. Deci, la câțiva dintre ei, și am avut norocul că au fost și vocali, puteau să nu spună nimic, dar la câțiva dintre ei, cu siguranță, argumentele respective au avut un efect. Iar când ascultam discuțiile din Comisia de Industrie din data de 16, evident că toată lumea era dărmată acolo de eșecul netrecerii legii și, de exemplu, spuneau, da, data viitoare asta trebuie să facem, trebuie să vedem cum facem cu exproprierea aceea și cu ce înseamnă interes, proiect de interes public deosebit. Adică, evident că nu o să găsească niciodată o definiție bună a ce înseamnă proiect de interes public deosebit, dar nu îți place genul nostru de argumente, cel puțin i-au zândărit, i-au încălcat planul. I-au trezit o reacție. Și o să vină cu altceva, o să gafeze din nou și tot așa. Aceea o luptă pe termen foarte lung. Interese sunt nu numai din partea Arușa Montană Gold Corporation, dar sunt mulți apusenți practic ciuruiți de alte. Sunt proiecte la Certej, da, la Băița Crăciunești, la Bolcana, Baia Mare este acum de punct de repornire și toate companiile astea miniere, ele funcționează la fel, adică RMNGC-ul este dușmanul așa de fond vizibil, și de vizibil, dar da, toți au nevoie de aceleași facilități și de aceeași susținere ca să-și facă. Da, e una dintre revendicările enunțate în 1 septembrie a fost interzicerea cenurii în minerit pe teritoriul României. Și de-aia spun că, într-adevăr, legea minelor ar fi bine să se schimbe, dar în sensul ăsta, nu în sensul în care facilitezi așa niște coridoare. A existat un asemenea amendament, dar el nu a fost nici măcar luat în considerare. Există o lege, există mai multe legi pe tema asta, care sunt pur și simplu ignorat, e un cuvânt așa, care suportă niște nuanțe. Nu, alea nu sunt ignorate, alea nu există. Din păcate și la nivel de Comisie Europeană a existat foarte mult. Aici e întrebarea, practic, ce se întâmplă la nivel european? Acolo se întâmplă o lipsă de activitate absolut complice, de fapt, la ce se întâmplă. Adică acum Comisia Europeană, sub pretextul faptului că România este stat suveran și mai întâi România trebuie să ia niște decizii pe care apoi Comisia să le controleze cât de euroconforme sunt. Pe tema aceasta, la momentul de față, nu face nimic. Deci nouă nu ne răspunde în mod substanțial la nicio sesizare. Iar pe tema interzicerii cianurii, știți evident de rezoluția Parlamentului European din 2010, la care Comisarul European de Mediu a refuzat în mod formal să o pună în aplicare. Comisia trebuie să inițieze o directivă europeană în sensul interzicerii. Rezoluția Parlamentului este obligată să e practic, o rezoluție politică. Și Comisia Europeană a spus că nu avem nevoie, pentru că actuala legislație este suficient de tehnică. Deci nu există un cadru european de reglementare a mineritului. Și nu există voința politică să se schimbe. Practic avem stradă și ceva prin instanțe. Avem acum, dacă ne referim la tot ce a scos oamenii în stradă în aceste luni și aici ne referim și la Roșia Montană, care, cauze care ei s-au adăugat multe alte lucruri pe parcurs. Da.
problema gazelor de șist și apoi alte mici în comparație cu... Șifonări ale statului de drept. Da, și da, ale... da, da. Acea marțe neagră la care se face așa, a devenit un moment istoric în existența României, așa un reper. Să nu uităm totuși că în acea zi de marți, în Parlamentul României nu a trecut legea minelor, nu pentru că a fost respinsă, ci pentru că nu și-au asumat să o respingă, și-au asumat să absenteze mai degrabă. Deci era și o formă de lașitate în fața asumării responsabilității. Eu cred că e foarte important faptul ăsta că sunt, pur și simplu sunt expuși în tot felul de ziare și de... Încă ei practic acționează ca niște criminali așa, sau cel puțin borfași, că nu e criminal, dar mă rog. Da, și da, când intră la poliție întotdeauna și acoperă fața, deci criminalul are, există complexul ăsta al criminalului, nu vrea să fie cunoscut. E un profil psihologic, da? Așa. Există un profil, da. Și da. Pur și simplu dacă îi faci poză și o pui și spui, scrie acolo, domnule, da, ăsta face asta, uite, ăsta e criminal, ăsta e făptașul, ăsta e de vină pentru că nu sunt suficient de... Pentru că nu sunt niște oameni care, dacă în momentul ce fac toate demersurile astea, caracter n-au. Și... N-au. Deci, da, și noi cred că suntem un pic cam delicați în chestia asta, că de multe ori avem așa niște metode care sunt prea de bun simț. De multe ori... În... Da, dar pe de altă parte, totuși, sunt de bun simț, că nu... Te poți coborâ chiar la nivelul nostru. Da. Să trecem limita non-violenței. Chiar și aceste demascări, la asta mă refer. Au fost totuși niște acțiuni îndreptate foarte personale către ei. Adică da. De fiecare dată când... N-am spus niciodată Ministerul Culturii face... Clar. Întotdeauna a fost o persoană vizată. Păi așa trebuie. Da, bineînțeles. Chiar Ministerul al Culturii există oameni capabili. Clar. În continuare. Și nu vrei care să-i pui. Sunt concediați pentru că au domnul Ministerul Culturii. Chiar atunci când am avut acțiunile cu împotriva noului certificat câinic de la Comisia Națională de Arheologie, atunci s-au făcut așa postere cu fiecare membru din... care a votat. Da. Și au fost lipite în orașele lor, de acolo de unde vin. Cultural. Și lipite în toate orașele, la universitățile la care ei predau și la muzele la care... Ați avut vreun feedback de la ei, de exemplu? Da, ne-au amenințat că o să... Cine își asumă posterul pentru că vreau să-i dau în judecată și... Da, evident, ar fi mers mai departe dacă nu ar fi fost adevărate. Gândiți-vă că... i-am făcut... de fapt nu i-am făcut crimine, că e acuzat de crimă culturală. Da, nu că e dovedit așa. Că sunt acuzați de crimă culturală și acum gândindu-mă înapoi și citind raportul experților britanici, care sunt totuși niște cercetători... De la universități de prestigiu. Da, și care activează fix în domeniile care au într-adevăr relevanță pentru domeniul ăsta. Al arheologiei miniere și dânsii se referă la proiectul minier de la Roșia Montană ca fiind asimilabil vandalismului cultural. Am fost abordați de corporații care au vrut să ne dea bani și așa mai departe și toate astea au fost tranșate și de-a lungul timpului și eliminate și atunci din ele a reieșit ceva cu o identitate stabilă și puternică. Cu alte cuvinte, v-ați câștigat niște virtuți de-a lungul acestei bătălii incredibile și v-ați păstrat curățenia. Și asta este un capăt de pornire foarte bun, pentru că aveți credibilitate, nu? Cauza a rămas dreaptă. Și e ușor să vezi imediat cine sunt oamenii ăștia. În momentul în care tu faci tot timpul referire la o comunitate care este... Nu e nimic abstract legat de ea, sunt niște oameni care răspund la un număr de telefon. Da, pui niște fețe acolo, clar. Noi nu am avut niciodată rețineri în a spune, da, fac parte din campanie, fac asta, sunt implicat în proiectele astea, fără ca personajele în sine, oamenii în sine să fie cei care
sunt aduși în față, ci invers lucrurile pentru care lucrăm împreună. Și mai important de atât, cred, sau cel mai important din tot ce ai enumerat, Ștefania, perseverența sau care campania de atâția ani s-a delimitat de, într-adevăr, de actori politici sau cu pretenție la scena politică, a fost una câștigătoare. Să nu uităm că în urmă cu ieri, Ponta spunea că vai, proiectul, stoparea proiectului ieri de la Roșia Montană. Ce părere aveți despre candidatura lui Ervin Albu ca, să zicem, reprezentant, spune el, al acestui curent de, să zicem, acestui curent Uniți Salvăm? El nu cred că și-a asumat nicăieri în vreo declarație, titlul de reprezentant sau lider sau ce vreți al Uniți Salvăm. În ceea ce îl privește pe Ervin Albu, el a spus că printre lucrurile pe care și le propune sunt astea, a nominalizat câteva personaje, printre care și campania prin care spune că odată ajuns într-o funcție în Parlamentul European, dacă oricare dintre aceia îi va semnala că a derapat de la bunul mers, el se va retrage, însă înțeleg că Willy Schuster, de exemplu, îl susține și merg împreună peste tot, însă, din nou, campania Salvați Roșia Montană nu se poate antrena niciodată într-un asemenea demers, chiar dacă Ervin Albu, da, a ieșit în stradă și pentru Roșia Montană, așa cum protestează și împotriva gazelor de șist, și foarte bine, programul lui poate să fie foarte bun, așa cum îmi pare rău, cred că nu merită Ervin să-l compar cu Ponta, dar și interzicerea proiectului de la Roșia Montană, revin, sună colosal și a gazelor de șist, sună colosal, de-a dreptul. Și de fapt a fost o gogoriță. Da, da, să spun că cred că e nedrept față de Ervin Albu să-l compar cu Ponta și față de orice ființă de pe planetă. Dar și cu acest mecanism propus de dumnealui, dacă cineva îmi cere, eu îmi dau demisia, așa numai cele trei entități, eu cu asta principial nu sunt de acord, pentru un europarlamentar nu acolo să reprezintă poporul român. Exact. Nu poți să... Nu, integralitatea asta. Nici măcar nu e fezabil. Nici măcar nu, el, numai că este ales de niște oameni, ăsta este un sistem electoral. De geometrie, de reprezentare, dar nu, de electiv. Electiv. Dar ca reprezentant, tu reprezinți pe toată lumea. Da. Ar trebui și dacă omul din Pungești îi cere demisia pentru motive bine întemeiate și că a văzut că a derapat, atunci și din cauza asta să-și dea demisia. Sau omul din... Și na, astea ar trebui să fie lucruri valabile pentru oricine. Pentru lumea, exact. Da, orice candidat sau... Na. Da, vă mulțumim mult și pentru amabilitate. Da. Vă mai așteptăm la noi în redacție.